După instalarea în funcția de prefect, Valentin Colbu a făcut un periplu prin toate instituțiile deconcentrate pentru a cunoaște șefii, dar și angajații acestora și problemele cu care se confruntă. Deși pare greu de crezut, o parte dintre angajații de la stat s-au plâns prefectului că au salarii mici și că există discriminare între instituții la acest capitol. Am stat de vorbă cu conducătorii instituțiilor, după care am trecut prin fiecare compartiment, am stat de vorbă cu oamenii. Sunt oameni care au spus că au probleme, alții care nu. Da, în general, nemulțumirile sunt legate de salarizare. În general, de salarizare. În general, la instituțiile astea care nu țin de Ministerul de Interne, nu mi-am făcut acum o socoteală, mi-am notat în agenda instituțiile respective. Prefectul a transmis că nu îi poate ajuta în acest sens, dar le-a sugerat să facă sesizări oficiale prin intermediul sindicatelor, iar acestea să fie transmise la guvern. Reprezentantul guvernului în teritoriu a precizat că inclusiv salariile angajaților de la prefectură sunt mai mici comparativ cu alte instituții. Dau exemplu colegilor mei din prefectură, care au rămas în urma salariilor colegilor din UAT-uri, din Consiliul Județean. Ne raportăm la niște UAT-uri, unde colegii mei merg în control, ca zic așa, avem diverse misiuni de audit, de control, de verificări și na, este jenant când tu, cel care controlezi, ai salariu mai mic decât cel controlat. În momentul de față, angajații de la stat au în medie salarii mai mari cu 65% față de cei din mediul privat.